Weekendul acesta, inclusiv luni după amiaza, curtea exterioară a Castelului Corvinilor găzduiește un mic târg al produselor artizanale locale. Turiștii, dar și hunedorenii, pot găsi aici fel de fel de suveniruri făcute manual, dulcețuri și siropuri după rețetele bunicii, tradiționale plăcinte pădurenești, produse de ceramică unicat și multe altele. Târgul este organizat de Asociația Producătorilor de Produse Tradiționale și Ecologice, în parteneriat cu Primăria Municipiului Hunedoara. La târg am fost prezenți și noi astăzi. Am făcut cunoștință cu o parte dintre producătorii prezenți la târg, pe care, în momentele următoare, vă lăsăm să-i cunoașteți și dumneavoastră, așteptându-vă totodată în acest weekend, inclusiv luni, la târgul produs în Hunedoara, disponibil la vânzare, la Castelul Corvinilor, în curtea exterioară. Bună ziua, numele meu este Vârșac Pompilia Veronica, reprezint Ținutul Pădurenilor, mai exact vin cu bunătățile hunedorene din Ținutul Pădurene. Ce înseamnă asta? Noi suntem procesatori de legume, fructe, atât din ținuturile pădurenești, de la zona de munte, cât și mai de la vale, florile de câmpie. Facem dulcețuri, siropuri, zacuscă, sucuri naturale, tot ceea ce poate fi exploatat din binecuvântata pădure și din binecuvântatul pământ românesc. După cum vedeți, gama este foarte largă de produse, începând de la mugurii de pin și brad și până la fructele pădurii, frăguțe, cătină, coacăze negre, mure, deci tot ceea ce ține de ceea ce putem să găsim în fauna noastră spontană. După cum vedeți, ne-am pregătit cu de toate. Ne gândim și la persoanele care nu au voie ca să consume zahăr, iar pentru ei am ales varianta cu fructoză din fructe sau pur și simplu liftarul denumit în zona noastră, în Ținutul Pădurenilor, mai exact magiunul de prune fără zahăr, fructul procesat fără niciun fel de adaus. Aducem mulțumiri celor care ne sprijină și care sunt alături de noi, producătorii produselor tradiționale din județul Hunedoara. Astăzi ne aflăm aici la Castelul Hunedoara, mâine și poi mâine chiar, fiind zi de sărbătoare, și vă așteptăm cu drag atât pe hunedoreni, cât și pe turiștii care ne calcă pragul, iar așa au bucuria ca să cunoască și să guste și să deguste din bunătățile noastre din Ținutul Pădurenilor. Bună ziua! Suntem familia David, județul Hunedoara Cârpiniș, și avem un mic atelier de ceramică. Lucrăm pe două segmente, ceramică utilitară, ceea ce înseamnă glazurată, și ceramică decorativă. Totul este lucrat manual, se lucrează foarte mult la culori, la modele și, după cum vedeți, nu este lucrată în serie. Sunt modele unicat. Aici este ceramica decorativă, vaze fructiere, încercăm să le adaptăm zilelor noastre. Este o ceramică mai modernă pentru cei din județ și care ar vrea chiar să vadă, să viziteze un atelier de ceramică, Cârpiniș, județul Hunedoara. Altfel, ne puteți găsi pe Facebook pe Ceramică David, acolo unde, bineînțeles, sunt mult mai multe modele. Lucrăm foarte mult în toată țara, trimitem comenzi și lucrăm foarte mult și după cerințele clientului. Ne adaptăm. Bună ziua, mă numesc Gabriela Șmuțer, sunt apicultoară din județul Hunedoara, comuna Șoimuș, mai precis. Dețin o stupină de 200 de familii în sistem ecologic și suntem membri în Asociația de Producători pe județul Hunedoara, Asociația Produselor Tradiționale și Ecologice. Am venit aici la castel să aducem mai aproape de consumator produse direct din stupina noastră proprie. Avem miere de salcâm, pe care am extras-o acum, în ultimile zile, mai recent. Miere de mană, rapiță, tăi, flori de munte, flori de câmp, flori de munte specifică zonei noastre. Preparate din produsele stupului cu polen, propoli și leptișor de matcă, căpăcelele,
polenul crud, păstura, fagurii. Ne găsiți ocazional la târgurile care se organizează de către asociație, de către Consiliul Județean, Primărie. Participăm la toate evenimentele la care suntem invitați. Mă numesc Aurelia Muntean, reprezint Ținutul Pădurenilor din Poinița Voinii și am ieșit pe piață cu plăcintele pădurenești încă din 2018. Am participat la diferite târguri, evenimente. Să ne spuneți, unde pot fi găsite produsele dumneavoastră? Deci, pe târguri și în Hunedoara, am pe Bulevardul Libertății, la parterul blocului, la sensul giratoriu. Deci acolo am în fiecare zi deschis și pe evenimente. Acum, de când s-o dat drumul la evenimente, unde ne putem desfășura activitatea. Deci avem plăcinte, avem socată, doar produse din zona noastră, din zona pădurenilor. Suntem atelierul Codrului. Am venit întâmpinarea clienților cu o gamă variată de produse pictate și lucrate manual, în mod special pictură pe lemn. Cu asta ne ocupăm. Inspirația pentru pictură ne-o tragem din natură, așa cum spune și numele atelierului, atelierul Codrului. Inspirație din flori, peisaje, păsări, animale. Pentru cei curioși, dacă vor să ne viziteze, să vadă produsele care le realizăm, doar în online deocamdată și la târguri. Suntem din Deva și vara aceasta încercăm să umblăm cât mai mult pe la târguri. Mă numesc Piculescu Marioara. Am venit să prezint plăcintele pădurenești din Comuna Cerbăl, Ținutul Pădurenilor. Sperăm să meargă mai departe, să fim văzuți și noi mai cu bine în țara asta cu produsele noastre, să se mai pună seamă și pe noi, cum se zice, pe producătorul român. Este plăcinta cu brânză, este înregistrată la OSIM, marca înregistrată OSIM. Am reușit acum 2 ani.